cei de la Bucovina Bădeuți, echipa din județul Suceava, care a produs o mare surpriză prin calificarea lor în finală, o echipă cu Iftimie Răzvan, Iordan Cristian, Florea Ionuț, Adrian Pânzaru, Sabin Bârstaru, Andrei Bratoveanu, Marian Boisan, Adrian Călugăreanu, un mare jucător de mini fotbal și acum îmi părea figura cunoscută și nu știam cine, Mimi Stoica, jucător de futsal, jucător de națională, Mimi Stoica, Lova Vita cu Mircea Ungur, Andrei Bâlea, Ionuț Chetan, Iulian Sâtplan, Adrian Luca, Andrei Moldovan, Răzvan Cătinean, Klein Laszlo, Andrei Stoica, Popa Mircea, un jucător foarte bun de mini fotbal și el. A rămâsese la Popa Mircea, Viorel Sai, din sau ceva de genul, Sergiu Sălăghie și Andrei Cristian, așadar. Și pus presiune acolo! Aproape din respingere. Intrare tare, s-a auzit o pocnitură acolo. O leacă de scandal acum. Fiind foarte înghesuit spațiul, se împing acolo jucătorii între ei. De fapt, au intervenit și câțiva suporteri acolo. E nebunie, nu știe nimeni ce se întâmplă. S-a auzit o pocnitură acolo, vă spuneam, o intrare foarte tare și de la acea intrare a început o nebunie. Să vedem acum Mimi Stoica să pierde balonul. Șansă pentru Nova Vita acum. Șut pe jos, să reține portarul. Da, dacă vreți să comentați, trebuie să dați subscribe. Asta apare acum pe ecran. Subscribe, șut și minge din bară, ricoșează în fața porții. Vedem acum mingea la Mimi. Pe centru Stoica, șut foarte bun de piele, dar intervenția portarului rămâne 0-0, așadar intră spre centru, nu are cu cine, șut pe jos și respinge din fața portarului, acum în corner, da, 0-0 pentru mare. Vedem un șut super și devinează portarul Ungur cu un șut excelent, un cross. Spuneam că a marcat un super gol în meciul cu Premier și Ciucă a ieșit foarte bun. Da, da, da. Da. La meciul cu... Parcă lumea nu vede, câteva sute. În fine. Să vedem, un șut foarte bun, dar blochează acolo. E păcat, totuși, este o finală. A treia, meciul dintre Făurei și Viitorul Ianca, când a fost 3-3 și să vedem șansă mare, șut, și ce excelent a ieșit portarul acolo. Să vedem acum Nova Vita va încerca să practice jocul ei de posesie, șut pe scurt și intervenția excelentă acolo a portarul. În finala mică, o trecere senzațională lui Marius Căpu, un fel de Ronaldinho. Șut foarte bun acolo, s-au impus de la Viitorul, 2018 Iași, au câștigat Borg, Warner, Iași. Șansele sunt Bădeuțul și poate fixa adversarul la o fază fixă. Se dă un șut, un cross, respinge portarul, șut din nou, foarte bun șut, dar în blocaj. Călgăreanu nu se uită urât la un adversar aici. Se vedem șansă mare, șut și din nou intervenția a portarului. Cadlare mini fotbalul. Și faptul că penaltul se bate la 6 metri, vedem șansă mare, șut pe jos și din nou portarul vom asta la 7 metri. Nova Vita forțează acum pe final. Să vedem un șut, ce șut și din nou paradă portarului și gol superb. Un gol pentru o finală. Eloare din farfec acolo de pe spate. Ce gol, ce gol. Foarte supărați cei de la Vicov acum. Vor juca cu portar în teren. Da, a fost un șut, un șut foarte bun acolo. Da, un șut foarte bun, intervenție excelentă a portarului din Bădeuți, însă
Super, bombă. Mingea a ajuns fața porții și porta goală, Pueste. Șutul turneului poate fi declarat și că Turturușul pe scurt, dar respinge portarul în corner. Da, mută portarul foarte sus. Sunt de precoz, deoarece portarul trebuia să stea în zona mijlocului terenului pentru a putea să se replieze. Vita se apără excelent. Șut! Ce gol! Nu bară! Ce intervenție acum! Ce șuturi! Ce șansă pentru Mădeuț! O bombă care a zguduit bara. Șut! Nu se grăbește acum Călugăreanu. Portarul turneului greu de decis între portarul Mădeuțului, care a avut 4-5 intervenții senzaționale în acest meci. Fluier final și Nova Vita reușește o nouă Cupa a Unirii aici. Un mic scandal acolo între jucători. Până la urmă se lăsă să se bucure. Merită ce i-a Nova Vita din nou acest trofeu. Mădeuț, un meci foarte bun. Un portar senzațional la Mădeuț, dar și portarul cel de la Cuiecarul trecut. Cei de la Sighișoara au câștigat trofeul Maestrelii, echipă din județul Mureș, iar Nova Vita Târgu Mureș câștigă din nou Cupa Unirii, al doilea sezon consecutiv. Cred că, da, și strângă județul cele două echipe. Cred că e prima dată în istoria Cupei Unirii, cel puțin în istoria recentă a competiției, când o echipă reușește să-și apere trofeul. Trofeele competiției și premiul, acum vedem, locul 1 are 1000 de euro. Cei de la Mădeuț așadar obțin locul 2 și campioana acestei sezon, din nou campioana la Iași. Cei de la Nova Vita se duc să-și ridice și ei premiile. Acolo se pregătesc să sărbătorească aceasta. Pentru Nova Vita, așadar, care se bucură pentru trofeul